Bună ziua și bun găsit la Daily Briefing. Claudiu Cazacu sunt, mă bucur să ne auzim. Discuția noastră se referă doar la opinii despre piață, nu recomandări de tranzacționare și foarte important să reținem faptul că utilizarea efectului de levier implică riscuri. Riscuri cu atât mai pronunțate cu cât levierul este mai mare. Asta nu înseamnă neapărat că dacă avem un efect de levier de 100 la 1 și îl folosim, riscul expunerii noastre este mare, decât în cazul în care folosim o cantitate semnificativă din cont drept marjă. Deci putem folosi, de exemplu, sub 1% din contul nostru ca marjă, deci o expunere totală de 1 la 1 ar însemna că avem unleveraged întreg contul expus. Deci ne putem regla, bineînțeles depinde și de poziția minimă, dar ne putem regla expunerea totală. Foarte semnificativ acest aspect. Bun, haideți să vedem cum arată piețele, câteva dintre ele se mișcă interesant, aproape apetisant, aș spune. Ne uităm la un grafic al EURUSD în apropiere de 1.1846, nivel de rezistență mai vechi, nivel despre care am vorbit, un nivel tehnic util și nu pare a se fi plictisit de tendința ascendentă. Am primit ceva date de la ediția de ieri a webinarului nostru. Pe de o parte, indicele ISM în industria din Statele Unite a încetinit ușor față de așteptări, dar consistent față de valoarea anterioară, 56,3 puncte. Este încă o publicare rezonabilă, în timp ce datele mai interesante din punctul meu de vedere a fost mixul referitor la venit și cheltuieli. Venitul nu înseamnă numai salarii. În Statele Unite, de fapt și în alte state, dar componenta nu e atât de semnificativă în România, de exemplu, intră în discuție și alte venituri, inclusiv cele din dividende. Și acestea au avut o scădere, în timp ce în linii mari salariile au continuat să crească, dar contează venitul agregat, pentru că dividendele nu se concentrează numai la cei foarte bogați, există o pătură largă de americani care investesc în bursă, direct sau indirect. Avem deci o temă a unui consum care nu poate fi susținut pentru foarte multă vreme dacă nu cresc și veniturile. Veniturile salariale însă sunt măsurate de diferite instituții de statistică și de aceea avem valori diferite. În linii mari ele nu cresc pe cât ar fi normal în această perioadă. O temă pe care poate o vom relua când vom avea datele asociate NFP-ului. Dar cred că este într-adevăr o problemă ce nu ține numai de băncile centrale. Acum, în sensul cifrelor așteptate astăzi, avem la 3,25 ADP, în date din piața muncii, așteptat la 187.000. Intervalul vizat de către noi ar fi undeva între 175 și 180, puțin mai jos decât estimările. ADP-ul însă este o serie de date mult mai volatile decât NFP-ul, de aceea mai dificil de prognozat. În medie însă, media ultimelor trimestre este pe la 160.000, deci o valoare peste 160-170 ar fi una decentă, aș spune eu, care eventual ar putea favoriza OSD-ul. Deci nu cred că un 180.000 ar fi un dezastru pentru OSD. Dar dincolo de impactul pe termen scurt, dolarul rămâne în dificultate, având în vedere o situație cunoscută deja, o situație ce ține de neînțelegerea între diferite grupări ale Partidului Republican, de o lărgire a problemelor pentru actuala administrație. O declarație pe care a dat-o anterior Donald Trump s-a dovedit a fi incorectă și piețele, chiar dacă nu au de-a face cu un articol pe homepage, pe Bloomberg în fiecare zi, totuși piețele sunt atente la aceste riscuri. Există și tema relațiilor internaționale și cred că lucrurile discutate de ieri la Market Defining rămân în picioare, anume o repoziționare a unor deținători majori de titluri de stat și de dolari în general. Ceea ce permite euro să se afirme încă într-o manieră, aș spune eu, destul de robustă, destul de solidă și mai ales din punct de vedere tehnic bine încadrată. Sincer, a trecut multă vreme de când nu am mai văzut repere pe EURUSD respectate atât de clar. În concluzie, o închidere astăzi în zona 1.1832 ar fi deja un element constructiv. Pe de altă parte, o depășire a acestui palier la nivel de închidere ar însemna pur și simplu o continuare a tendinței actuale și ne-ar face atenți la alte repere de rezistență. Dar înainte să ne aruncăm la 1.21.52, cred că este o linie care îl taie și e mai greu de citit, dar undeva peste 1.21, înainte de asta, haideți să găsim un nivel mai apropiat și acesta ar putea să fie la vârfurile din zona 1.1870. Cu greu am găsit un reper totuși mai apropiat. Peste acestea, fie folosim niște tehnici de proiecție, fie ne uităm la 1.1974 sau, de ce nu, 1.2003, putem să-l rotunjim la 1.20. Și am făcut rost astfel de niște niveluri suplimentare de rezistență, niveluri care ne pot fi de folos dacă tendința actuală continuă. Vedem drept suport 1.1775, mai jos 1.1713, 1.1617 și 1.1528. Am dat niveluri mai îndepărtate pentru a fi cumva simetrici față de discuția anterioară. Nu e obligatoriu să spargem chiar acum, dar există o șansă decentă, aș spune eu, posibil chiar peste 50%. Suportul apropiat ar fi la 1.1793 și 1.1786. Un ADP bun, cred că ar ajuta dolarul temporar, dar ar trebui să fie unul spectaculos ca să modifice trendul. Din Europa, ieri am văzut un PIB, versiune preliminară, la 0,6%, nu e o surpriză, doar revizuirea pentru trimestrul anterior de la 0,5 la 0,6 este o astfel de informare. În același timp, Final Manufacturing PMI a fost ușor sub estimări, dar totuși la un nivel constructiv. Astăzi, date din Spania, șomajul nu a mai scăzut cu 98.000. nici cu 66.000, conform așteptărilor, ci cu aproape 27.000, ceea ce este o încetinire a ritmului de îmbunătățire, deci o veste slabă. În rest, piețele cred că sunt atente mai degrabă la declarații. Haideți să vedem dacă în zona de știri a mai apărut ceva. Nu, avem aceste date zilnice despre operațiunile BCE. BCE oferă astfel de statistici. Ele sunt relevante pentru money market și pentru piața de venit fix, însă în cazuri speciale se răsfrâng, au un efect asupra altor piețe. Deci cam asta despre EURUSD, pare a fi încă angrenat într-o tendință ascendentă, o situație asemănătoare cu cea în care se regăsește lira sterlină. Tot în apropierea unor vârfuri locale, 1.30 și 2.43 ar fi acestea. Nu pare 100% convins să depășească acum, însă are șanse decente ulterior. Suport ar fi la 31.95 și 31.58 sau 59. Nu vorbim, cred, de o strălucire extraordinară a lirei sterline, cu toate datele bune de ieri. Manufacturing PMI înseamnă șanse de revenire în industrie și chiar neașteptate. Eu cel puțin nu aș fi văzut o creștere la 55,1, în timp ce astăzi vom avea Construction PMI, 54,3 cifre așteptate. Anticiparea pare a fi una constructivă și de data aceasta. Dacă în vreo 5-6 minute avem date bune, s-ar putea să creăm aici, să se deseneze pe grafic un nou maxim local. O rezistență apropiată ar fi la 32.71. Dolar-yen, aici nu știu dacă e vorba neapărat de o apreciere a USD-ului sau mai degrabă de o vânzare pe dolar, pentru că tendința în piețele de capital a fost ieri una constructivă. E drept, sesiunea americană n-a mai adus rezultate sau un avans spectaculos, însă câștigurile pe futures din sesiunea europeană au fost menținute pentru US 500 cel puțin. Avem un salt important pentru acțiunile Apple, care merg undeva spre $160, un nou vârf istoric. O să vedem cum deschid ele, ceea ce poate să aibă un efect favorabil asupra întregii piețe. US100 însă, în linii mari, respectă un canal de trend ascendent, fără vreun dinamism deosebit. Cred că lucrurile au în momentul de față o flexibilitate bidirecțională mare, însemnând că nu este imposibilă nicio continuare a creșterii, dar aproape la fel de bine și o tendință descendentă. Dacă m-aș uita la US30, acesta este un indice puternic. US100, nu știu dacă... E foarte greu de ales o direcție preferată, însă din punct de vedere tehnic mi se pare că au apărut unele semne de slăbiciune. US500 iarăși este într-o tendință de creștere, dar o tendință de creștere care poate fi interpretată variabil, numai că am avut o scădere importantă și aici tendință de revenire. Să fie încă o corecție pozitivă a unei nou începute mișcări descendente sau să fie o reluare discretă a saltului spre maxime. Pozițiile celor care nu au încredere în avansul actual din piața americană s-au multiplicat în ultima perioadă, ceea ce, din punctul meu de vedere, nu este o garanție a întoarcerii, dar ne arată faptul că lucrurile au mers cumva în... că ar putea merge destul de consistent în sens descendent odată ce se profilează clar o astfel de mișcare. Adică mulți sărim în acest tren al vânzărilor, în această barcă a celor care vor să se îndepărteze de vasul piețelor bursiere. Dar, deocamdată, trebuie să recunoaștem că mesajul lui Greenspan are un aer de credibilitate, bondurile sunt încă scumpe și atunci, relativ la instrumente cu venit fix, acțiunile par mai ieftine. Vedem ce se întâmplă cu Apple, nu doar deschiderea contează, ci și evoluția intraday. Într-adevăr, are un efect asupra indicilor și poate fi un efect considerabil chiar. Bun. Suportul, dacă este depășit la 2470, avem 468, 465 și 461. Rezistența apropiată ar fi chiar aici la 75, 76, 7, 80 și ulterior un nou maxim istoric ar fi la 81,8 sau 2484,6, un nivel apropiat și începa de fi rotunjit, aș fi zis rotunjibil, la 2485. Ca idee, multe dintre companiile care altădată străluceau, acum au unele ezitări. De exemplu, Tesla nu arată extraordinar de bine, NVDA însă este pe tendința ascendentă și pare încă în cărți pentru măcar o dinamică laterală. Bun, Apple are o contribuție importantă în indicele Dow Jones. Sunt doar câteva companii cu o valoare acțiunii mai mare, între care, bineînțeles, Boeing la 239, cred că este chiar este componenta cea mai relevantă acum. Goldman Sachs e pe la 227, M&M 3DM, da, nu celălalt brand, la 203 și ulterior sunt acțiuni care au prefixul 1. Deci, printre cele mai relevante sunt Apple și sunt 3M și Boeing. Apple la 150 este undeva în liga mijlocie. Bun. Pentru US30 o extensie ar fi undeva spre 22.000 de puncte, unde găsim și nivelul de rezistență important, relevant pentru astăzi. Suportul ar fi pe la 820, aș spune. Între cele două este un teritoriu, aș spune, aproape al no man's land, pentru că nu reflectă nici o depășire notabilă a unui nivel cheie. O creștere modestă nu ne convinge. O scădere care să reprezintă un fel de engulfing bearish ar fi un indiciu de slăbiciune, dar în momentul de față, după asemenea apreciere, e nevoie de ceva mai mult, chiar de spargerea unui suport relevant. În mod normal, câte vreme piețele sunt liniștite, deci volatilitatea rămâne restrânsă, sentimentul general poate să se reconstruiască spre optimism la un moment dat. Când volatilitatea începe să crească, se amplifică și riscul de scădere. Vedem o bursă germană care, față de vârfurile de ieri, interesante, peste 270, aproape de 300, este în ușoară corecție acum. În momentul de față avem este convocat un summit, o întâlnire a producătorilor auto pentru a rezolva problema, măcar a discuta problema referitoare la diesel, împreună cu miniștrii și autorități locale. Știți că Germania este un stat federal, deci nu locale, autorități federale, astfel și ale statelor care compun Federația Germană. Astfel că este un sentiment că se încearcă stăvilirea unui flux de informații deloc plăcut pentru această industrie pe care Germania trebuie să încerce cumva să o salveze. Este foarte importantă pentru poziția sa externă, pentru mediul de business. Există lanțuri de aprovizionare pe verticală absolut impresionante și rezolvarea acestei probleme, sau măcar o ușurare a dificultăților cu care se confruntă industria, este esențială și pentru bunăstarea Germaniei. Deci nu e vorba numai de aspecte ce țin de reglementare și de mediu, e vorba și de aspecte economice și între cele două vom vedea. Până acum soluția a fost una pragmatică în interiorul companiilor, să vindem cât mai mult, chiar dacă mediul este poluat, până la urmă, dincolo de ceea ce se crede. Dar trebuie găsit o altă soluție. Pe viitor, probabil că se va merge spre autovehicule electrice, dar câțiva ani de zile trebuie făcut fie un compromis, fie găsit o soluție. Există variante pentru sistemele diesel care includ și opțiuni software mult mai ieftine și modificări de tip hardware, deci efectiv la structura fizică a vehiculelor, ceea ce ar schimba costul, ar face cu un ordin de mărime mai sus, mai mare. În momentul de față există un pic de tendință descendentă, avem un 205 ca suport, 180 mai jos și 120 mult mai jos, apoi 12.074 ar fi de reținut. Rezistență 270, 300, 333 și 370, cu un euro care iată că a și spart deja, ceea ce validează probabilitatea centrală. Cu un euro mai puternic, bursa germană, în cel mai bun caz, cred că se va menține într-o dinamică laterală, dar acum pe termen scurt are presiuni descendente. Are nevoie de o stabilizare EURUSD și de o explozie a entuziasmului în Statele Unite sau de o soluție pentru problemele din industria auto, ceea ce nu știu dacă este de așteptat de pe o zi pe alta. O ușurare temporară, inclusiv un așa numit relief rally, se poate petrece, dar nu e obligatoriu să se petreacă imediat sau să nu aibă cumva nevoie de o ajustare inițială mai consistentă. Eu mă gândesc că suntem încă sub o tendință descendentă și marja de siguranță, cea furnizată de linia de trend superioară, este în continuă scădere. Deci, ceea ce ar însemna o rezistență acum pe la 450, va deveni un 410 în o sesiune și jumătate. Dacă ne uităm și la US30, parcă și aici începe să există o minimă ezitare, dar deocamdată ele sunt relativ restrânse. În momentul în care am coborât, spre exemplu, sub 881, mergând către 826 sau 750, ar putea fi mai periculos. Petrolul WTI a avut momente variate, a avut și un episod favorabil în sesiunea de ieri. Ulterior, pe după amiază, au apărut vânzări notabile și cred că propunerile actuale nu sunt întru totul credibile. Există o senzitivitate foarte mare la știri. În același timp, am văzut o creștere neașteptată de 1,8 milioane de barili a API. Asta 11 seara, când piața recupera puțin din scăderile de după amiază. Acum am văzut iarăși în calendarul financiar era o informație acestea sunt informații despre ziua de ieri, când OPEC ar fi produs mai mult conform unor raportări, dar supply worries, ok, credeam că este ceva mai concentrat, îmi dau seama aici din text dacă a apărut vreo știre nouă sau nu. Bun, trebuie să readuc și graficul. Ideea ar fi că datele referitoare la stocuri ar putea să însemne un nou episod de volatilitate, iar piețele mizează cumva că ele nu se vor alinia cu surpriza nefavorabilă a datelor API. Eu nu aș fi atât de convins, însă pe termen scurt lucrurile pot să evolueze favorabil. De obicei, API îți dă măcar o direcție, deci poate să existe o diferență de 1, 2, 3 milioane de barili, însă destul de greu de atins ținta așteptărilor anterioare, o scădere de 3,2 milioane de barili a stocurilor. Mai probabil ar fi dacă este o scădere, să fie una modestă, în jur de 1 milion sau până într-un 1 milion de barili. Și asta nu ar fi de ajuns, cred, pentru a propulsa petrolul. Dar acum este într-o tendință corectivă și cred că se poate îndrepta către 49-25, dacă se face 49. Suportul ar fi la 48-57, 37 și 48-25. În orice caz, trebuie urmărită întreaga constelație de raportări, inclusiv datele ce țin de gasolin și produse distilate. Să mergem la aur, care daily a oferit ieri un mic semnal de întoarcere. Pare a fi un fel de evening star, nu plasat ideal, dar după un trend important este de urmărit. Are nevoie de o confirmare și o confirmare, după părerea mea, nu înseamnă doar o închidere în scădere, deci un corp roșu al lumânării, înseamnă o spargere și nu a lui 1264, ci a minimului de ieri, care este la 1262. Sub acesta, 1259, 1255 sau 1246 sunt niveluri de suport de reținut. Vom vedea și datele din piața muncii și ce anticipează piețele referitor la ziua de vineri. Însă, deocamdată, cred că este destul de reticentă piața la vânzări masive de aur. Ar avea nevoie de ceva pentru a declanșa o depreciere, chiar dacă aspectul tehnic pe daily favorizează lucrul acesta, e nevoie și de un declanșator suplimentar. Și nu e ușor câtă vreme USD-ul este slab. Doar că USD-ul poate să aibă la un moment dat o corecție tehnică, a pierdut destul de mult teren. Acum văd că a revenit sub 1,1860 dar față de euro, dar e totuși în scădere de foarte multă vreme și anumiți indicatori încep să arate a supravânzare pentru dolar index, citeam asta într-un material pe Tradebit, pentru că nu mă mai uit atât de mult la indicatorii tehnici. Avem deci acest aspect al unui dolar slab care se poate corecta, dar și o situație deloc relaxantă în plan politic, și aceasta nu știu cum se poate sau cât de repede se poate rezolva. Rezistența ar fi la 1270,90 și 1273,8. În cele din urmă lucrurile se pot reorienta, mai ales în cazul în care avem o nouă zonă de conflict. Spre exemplu, dacă apar informații noi despre continuarea anchetei ce îl vizează pe președinte, și lucruri relativ grave ar ajuta aurul din atât via un dolar mai slab, cât și în urma unei mai mari cereri pentru active de refugiu. Bun. Văd o observație, euro crește EURUSD, nu știu dacă vă referiți la titluri de stat sau la titlurile din Statele Unite sau la cele din Germania, pentru că pe 10-year suntem la titlurile din... Ok, la Germania, da, suntem undeva la 0,50, ca tendință generală față de ultimele zile suntem în scădere, dar în Statele Unite suntem la 2,26 față de peste 2,30, deci nu e doar un joc relativ pe dobânzi în momentul de față, sunt și alte aspecte incluse pe care le-am discutat anterior. Bun, înainte de a discuta despre leu, haideți să aruncăm o privire pe cafea, pe termen scurt, de îndată ce se va încărca graficul. Ieri aveam senzația că se va lansa spre 140 într-un avans mai puternic, nu a reușit să o facă și mai mult avem un fel de hanging man. Atenție astăzi, dacă există o lumânare la închidere de scădere, ar putea semna o continuare a corecției, dar în linii mari suntem pe un trend și părerea mea ar fi că nu este exclus să vedem o corecție către linia de trend, către 133, și de acolo să existe un ricoșeu, sau dacă e o corecție mai adâncă, atunci ne putem raporta la retrageri Fibonacci, 38.2, 41.4 sau chiar 50%, dar în cele din urmă cafeaua cred că este de urmărit. Nu pare mare lucru ceea ce s-a întâmplat aici, dar am spart o linie de trend descendent și... mai are nevoie doar de un mic ajutor din partea condițiilor meteo pentru a reveni poate într-o manieră mai hotărâtă. Deci, pe termen scurt, e destul de ezitantă, însă piața se poate reorganiza pe termen mediu. AUDUSD e un grafic pe care nu l-am mai vizitat de ceva vreme, dar o să îl am acum în vedere. În Australia am avut o decizie de politică monetară care se vede pe grafic destul de slab în raport cu trendul anterior. Banca Centrală a menținut rata de dobândă, este îngrijorată de dolarul australian prea puternic și se vede într-adevăr o tendință de creștere, dar față de un USD foarte slab. Tendința aceasta a însemnat ieșirea dintr-un range apărat foarte multă vreme și momentul de breakout de la jumătatea lunii iulie a fost un moment tehnic interesant. Acum piețele par a fi la o pauză, ceea ce ar avea o coloratură negativă, fie a încerca să se pregătească pentru episodul următor de creștere. 80-65 ar fi reper de rezistență. Nu cred că s-au hotărât traderii, dar cred că un dolar slab, dacă va continua această alunecare, ar putea să favorizeze AUD-ul în ciuda dorinței băncii centrale și AUD-ul corelat și cu un aspect ușor mai constructiv din China. Între timp, dolarul neozelandez este în scădere, conform unor date sau reflectând niște date puțin mai slabe din piața muncii. Șomajul a rămas la 4%, dar numărul celor angajați a coborât cu 0,2% trimestrul trecut, ceea ce creează unele dificultăți. Avem un suport la 73,7413, 74,01 și ulterior 73,77, rezistența la 74,40, 74,58 și 74,95. Pentru leu a fost un episod mai bun în această dimineață, dar foarte scurt. Rămânem în zona 4,55-4,56 și pare un interval de echilibru pentru o vreme. Credem însă că rămâne un risc pe termen mai lung, de ordinul lunilor de zile, săptămâni sau luni de zile pentru leu în raport cu euro. Datele PPI, Producer Price Index, echivalentul local, au arătat o scădere de 0,1% lunar, dar o creștere de 2,5%. Este totuși o încetinire, aș spune eu, normală, având în vedere avansul anterior. Lucrurile începeau să iau o pantă ușor cam periculoasă dacă continuăm așa. Deci e o decentă și e așteptat o anumită încetinire. Bun. Ca observații, mai citesc aici una dintre ele: cei care tranzacționează în piața de fixed income ar face manipulări pe bund. Nu știu dacă e vorba despre asta, dar vom vedea. Începe să semne o altă observație, începe să semne cu ceea ce se întâmplă în Big Short, filmul, în ideea că bănuiesc că vreți să spuneți că dobânzile rămân foarte jos. Dobânzile sunt foarte jos, dar lucrurile, dacă ar fi o astfel de influență, în cele din urmă lucrurile se rezolvă. Deci ele nu sunt menționate la nesfârșit. E o piață mult prea mare pentru ca doar un grup de actori să aibă un cuvânt de spus. Există participanți globali acolo. Dar avem într-adevăr o serie de voci, și eu le urmăresc cu atenție, care spun că există un balon speculativ în ceea ce privește bondurile. Dar acest balon speculativ, dacă vrem să găsim cauza, sunt băncile centrale, care au avut atitudine ultra relaxată și au creat bani ieftini, astfel încât ieftinind costul finanțării, astfel încât să se ajungă aici. Bineînțeles, nu în vid, și nu într-o eprubetă, într-un mediu economic aflat în dificultate. Lucrurile sunt destul de complexe. Ce ar fi putut să facă băncile centrale? Probabil că ar fi putut câștiga timp și ar fi fost bine ca alte reforme mai dureroase să se petreacă și să folosim acest timp mai bine decât s-a întâmplat. Altfel, Jim Rogers, dacă o să căutați despre el, Jim Rogers și Next Crisis, o să vedeți niște comentarii destul de serioase despre ce ar putea să se întâmple. Vom vedea însă, noi vom comenta cel puțin încă o vreme ceea ce se întâmplă în piețele financiare. Vă mulțumesc pentru atenția dumneavoastră, o zi reușită în continuare și să ne auzim cu bine. La revedere!